O, Doamne, Tată, vin din nou înaintea Ta și vreau de data aceasta să mijlocesc pentru frații și surorile mele și pentru toți oamenii care au nevoie de mijlocire. Ascultă rugăciunile lor și lucrează la cauzele lor după voia și puterea Ta. Și acolo unde este nevoie, Doamne, de eliberare, de eliberare, unde este nevoie de vindecare, de vindecare, că Tu ești același ieri și în veci. Acolo unde este nevoie de mântuire, de mântuire. Acolo unde este nevoie de împăcare, de împăcare între soț și soții, între părinți și copii. Acolo unde este nevoie de schimbare, de schimbare, că numai Tu poți. Mijlocesc în mod special pentru toți aceia care sunt în spitale, pe patul de suferință, în închisori, care suferă pentru lucrarea Ta, în azile de bătrâni, în orfelinate, pe străzi, Doamne, care n-au unde dormi și n-au ce îmbrăcau, Doamne. Pentru toți aceia care strigă după Tine și au nevoie de ajutorul Tău, care n-au loc de muncă, care n-au siguranță zile de mâine. Ascultă rugăciunile lor și lucrează la cauzele lor după voia și puterea Ta. Mijlocesc, Doamne, pentru toți cei întristați, îndurerați, pentru cei ce plâng, transformă-le Tu întristarea lor în bucurie. Mijlocesc, Doamne, pentru toți frații și surorile mele care strigă după Tine și au nevoie de ajutorul Tău. Ascultă din cerul rugăciunile lor și lucrează Tu, Doamne, la cauzele lor după voia și puterea Ta. Și în toate numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat. Aleluia! Amin! Îndeajuns mi-e, Doamne, doar harul Tău. Îndeajuns mi-e, Doamne, doar harul Tău. Te laud, Doamne, Te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și Te slăvesc. Unde ajuns mi-e, Doamne, dragostea Ta, unde ajuns mi-e, Doamne, dragostea Ta. Te laud, Doamne, Te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și Te slăvesc. Mă-nchin în fața tronului Tău, mă-nchin în fața tronului Tău. Te laud, Doamne, Te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și Te slăvesc. Te laud, Doamne, Te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și Te slăvesc.